Trei studente ale Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, absolvente ale Colegiului Andronic Motrescu din Rădăuți, au câștigat granturi Regele Carol I, oferite de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pe baza rezultatelor înregistrate în anii de liceu la Olimpiadele Naționale din area curriculară Tehnologii. Ileșoi Viorica Trandafira Georgiana, studentă în anul 2, a obținut premiul al doilea la Olimpiada Națională de Industrie Alimentară. Coordonatori profesor Nicoleta Schipor și profesor Juravle Maria. Nicoriucana, studentă în anul 1, a obținut premiul al treilea la Olimpiada Națională de Industrie Alimentară. Coordonatori profesor Nicoleta Schipor și profesor Juravle Maria. Iar Ghiza Bianca, studentă în anul 1, a obținut premiul al treilea la Olimpiada Națională de Agricultură. Coordonator profesor Iosub Ioan. Ca urmare a câștigării acestor granturi, studentele vor desfășura activități de cercetare în domeniul ingineriei produselor alimentare, organizată în cadrul Centrului de Cercetare pentru Siguranța Alimentelor. Valoarea granturilor Regele Carol I este de 2500 de euro pe an pentru locul 1, 2000 de euro pe an pentru locul al doilea și 1500 de euro pe an pentru locul al treilea.